Salutare, Neică! Salutare! Îmi dați voie? Tu știm! Nu mă deranjez ca masică! Nu! Vorbeați ceva secret? Aș! Frate, o fi târziu, că pe-al meu le-am dat să-l dreacă! Unu fără sfert! Umbli regulat? După gheare! Mița cu trebuie să fie cât ai zis că e! Unu fără un sfert! Între chiergani și conțești, am lăsat-o să plece cu șef! Bine, frate, eu nu beau nimic ca masică! Dă-mi o halbă! Pardon, un moment! Ce, amicul, cunoști? Nu? E cam trecut. Și cam. E bine de tot. Frate, e târziu câte să fie? 1:10. Acum sunt în gara la Titu. Bă, lângă Gogoș, la Madame Marie, ca masică. Cine, nene? Mița, nu ți-am spus, bă, de o halbă. Frate, cine e mița asta, fă-mă să înțeleg? Cum nu știi? Nu? Nevastă mea, frate. Bine, nene, nu ți-e frică să o lași singură noaptea pe drum? Păi nu ți-am spus că nu e singură, e cu șer. Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia parcă e o femeie singură. Cu peu separat, intri închis lumina, atragi perdenuțele și te încui pe dinăuntru cu peu de servici ca masică separat. O să dor până dincolo de filiaș, tren 163, al mai bun. Acum, 1:30 trecute. A plecat din Titu, a trecut și de Mătăsaru, Mița acum trebuie să-i tragă la soamne. Da, șeful. Și șeful, pardon, un moment. E dulce. Bărbat de zahăr. Stai să vedem ce fel de persoană e Mița. Singură n-aș lăsa-o eu, știi, femeie tânără nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au manere și... Dacă o fi și curățică. Curățică? Mița curățică. Ha, ha, ha. Ce vorbești, domnule, îmi pare rău. Frumoasă, domnule, îngheață puțul. Stai să vezi. Așa e? Strașnică, domnule. Minune. Aș poza e moft s-o vezi în natură, domnule. E ceva ca masică. Mă rog, destul s-o vezi în natură. E înaltă? Potrivită. Blondă? Aur, nu altceva. Uite, par, crezi că-l face cu fierul, aș natur. S-o vezi dimineața cum drăguiește că nu și-l poate descurca, e lucru mare. De câți ani e? Cam de câți zici dumneata după poză? E vreo 25. Vezi? Și mai zici că în poză te flatează, n-am venit nici 21. Fie nene să vă trăiască, ați știut ce ați ales și o iubești? Ei, bravo, scump să nu iubești, e lucru mare, domnule, când îți spui. Șeful e familist? Aș nu vrea să se însoare, zice că nu ține la femei. Ce mai râde Mița de el, e lucru mare. Mereu îl tachinează și să vezi ce e frumos, că el se supără. Odată nu știu cum l-a tachinat, că s-a certat răstrașnic, n-a vorbit rău o zi întreagă. Și pe urmă? Pe urmă s-a împăcat ră, trebuia să se pece, n-avea încotro, dacă mâncăm împreună, ca vasică. Știi, vine de stă cineva vis-a-vis la masă, nu se poate. A stat serios cât a stat și mă făceam și eu serios și zice șeful, pardon, mașer, v-am călcat. Și pe urmă ne-a pufnit pe toți râsul. Scuze-mă că te întreb, copii aveți? Ce vorbești, nene? Sunt în sura numai de 5 luni. Așa? Apoi atunci nu e vremea pierdută. O să aveți. Așa nădăjduim și noi. Câte ceasuri sunt, ia vezi. 21 sfert. Acum intră în ordine. Mă rog, dar dumneata ce ești acolo la gară? Eu magazioner, mai luăm un rând? E cam târziu, mâine am canțilerii de dimineață. Numai un rând, băiete, 3. Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitale. Să vă trăiască. Mersi. Și eu închin în sănătatea șefului dumitale să vă trăiască. Mersi. Nene, ești un om fericit să trăiești. De șef, în cai ce să mai zicem, ți-ește ca și un frate odată ce ți-e cumnat ca masică. Cum cumnat? Dacă-i fratele Miții, dar ce credeai? Atunci n-am făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Noi gândeam... Cum, nene? Ha, ha, ha. Apoi dacă lui era frate bun, se putea? Cum adică era să lasă așa mândrețe de femeie noaptea? Cu acea frumusețe de bărbat, în cupeu de servici, separat ca masică. Hai să mergem undeva să bem un șfarț. Nu mai mergem. De ce? Nu mai ai niciun haz.